Un șofer în vârstă de 30 de ani a murit, iar alți doi au ajuns la spital în urma unui grav accident. Impactul a avut loc azi noaptea pe drumul Chișinău-Leușeni, în apropiere de satul Căpriana. În urma loviturilor puternice, două dintre mașini au fost făcute zob. Potrivit polițiștilor, accidentul a fost provocat de șoferul care și-a pierdut viața. Victima a ieșit într-o depășire fără să se asigure și a lovit frontal un alt automobil. În acel moment a intrat în coliziune și al treilea autoturism. Conducătorii auto care au scăpat cu viața au fost transportați de către o ambulanță la Spitalul Raional din Strășeni cu diferite leziuni.